Bună ziua! O scurtă conferință de presă. Ca reacție la bocetele prelungite de noi cândare domnului primar. Văd că, deși am făcut apel să nu se transforme într-o bocitoare, văd că tăia acest stil de a se plânge și a se lamenta în condițiile în care este singur răspunzător de destinele administrative ale urbei noastre. Iar aceste destine se pare că sunt foarte prost gestionate de aproape 4 ani de zile încoace. Îl văd pe domnul primar cum plânge pe umerii celor 9 gimnaste, că, vezi, doamne, nu a fost de acord de PSD-ul să-i voteze nu știu ce hotărâre. Îi atrag atenția că PSD-ul este în opoziție și în minoritate. N-are majoritate în Consiliul Local. Iar dacă ar fi vrut să-i treacă cu adevărat proiectul de hotărâre, îi punea piedică lui Luca în momentul când s-a retras, pretextând o așa, zisă divergență sau conflict cu președintele de ședință, cu domnul Toporaș. Problema domnului primar este că s-a înconjurat de astfel de ambetați, care sunt foarte colerici și de grabă vărsătoriu de nervi, dar ar trebui să-și calmeze, să-și țină oamenii în sală ca să-și voteze proiectul de hotărâre, pentru că îl atenționez mai are vreo 7 luni de zile și s-ar putea ca toate ședințele să se desfășoare astfel. Pentru că nu doar el intră în campanie electorală, și PSD-ul intră în campanie electorală și nu o să mai fie dispus să-i facă jocurile domniei sale. Dar supărarea mare nu era de la aceste burse, că poate face mâine oricând o ședință și să rezolve problema aceasta. Supărarea mare era de la nevotarea de către consilierii locali PSD și a independentului, domnul Sârbu, a marelui proiect privind Best Fest, Bârlar Fest sau cum se mai cheamă, din luna mai anul viitor. O șușă ca toate șușele, în care sunt prezentați cei mai în vogă artiști și vin alți artiști. Așa se face de regulă în România. Mă îndoiesc că Bârlarul devenise acum centrul lumii și în luna mai, când toți au alte lucruri mai bune de făcut, au forța azul, au zile grele de cântat, veneau toți la Bârlat ca să-i facă campanie domnului Boroș. Era o propunere de bun simț, totuși, din partea consilierilor, să îl facă ori în aprilie, ori în iunie, ori în septembrie, găsea tot timpul din lume în calendar, loc pentru astfel de manifestări, pentru că nu era, să zicem acum, foarte urgent să facem acest tip de manifestări, în condiții în care n-a făcut nimic din ceea ce a promis ca și candidat în 2016 cu privire la deschiderea Bârladului către lume și oameni. Nu despre festivalul ne vorbea domnul Boroș în 2016, ci ne vorbea despre faptul că va deschide orașul investitorilor pe care îi fugărise Constantin Constantinescu. Iată că erau mai mulți și mai fericiți investitorii pe vremea lui Constantin Constantinescu și a PSD-ului decât pe vremea lui, dacă e să ne uităm numai la ceea ce războaie duce cu majoritatea celor care au decis să investească aici și nu în altă parte. Nu vă fac mare dezvăluire. Acum le știți cu toții și le puteți rememora. Dar revenind la burse. Bursele s-au votat, înțeleg, după Bârlad Fest. Supărarea mare a domnului primar care vede progresul în orice manifestare și mai ales în această manifestare
artistică, probabil progresul acoliților săi, care mai aveau niște parandărături de adunat de pe acolo. În rest, nu văd mare progres în acest Bârlad Fest. Domnul Luca se ridică subit și pleacă, nemai fiind de față la votarea burselor. Că e un viciu de procedură de la un capăt la altul, asta este cert. L-am întrebat astăzi pe domnul secretar de ce n-a supus la vot propunerea consilierilor PSD de a se mări cuantumul burselor. El nereușind să răspundă legal și coerent despre ce a fost vorba acolo. Neștiind nici domnia sa. În urmare, dacă e un viciu de procedură, și anume că nu s-a supus la vot acel amendament, care putea să nu treacă, nu era obligatoriu. Dar știau și consilierii PSD, una că sunt ascultați și respectați de către majoritate și de către primar în speță, și în faza a doua de supunerii la vot a proiectului în forma inițiatorului, cu siguranță ar fi votat că nu are nimeni nimic de spus în acordarea celor burse de merit. Mai mult decât atât, există un viciu și de forma acestei hotărâri, care nu l-a sesizat nimeni și care eu, ca om mai experimentat în procedura legislativă, atât la nivel local cât și central, pot să le spun că fac cu legile țării noastre lucrul ăsta. În lista anexă, n-au ce căuta cifre exacte, dragii mei. Cu toate că se referă la anul școlar anterior, aceste burse de merit, sau de performanță mai exact, care se bazează, dincolo de rezultatele școlare, pe rezultate la concursurile interșcolare, interdisciplinare, la concursurile sportive, artistice și așa mai departe. Deci dacă aceste gimnaste ar fi obținut rezultate înainte de august 2019, pe 30 august s-a finalizat dezbaterea în Consiliul Local și s-a adoptat hotărârea cu privire la bursele pentru anul școlar în curs. Deci în august acele fete ar fi trebuit să fie în evidențele școlii și în evidențele primăriei, astfel încât să apară ca număr exact în acea listă. Ideea este că astfel de liste n-au ce să conțină cifre exacte. Pentru că sunt concursuri la care îți vine rezultatul o lună, două mai târziu. După ce ai făcut tu procedurile administrative. Și chiar dacă bănui că ai luat un premiu acolo sau vei lua un premiu, nu este certificat prin documentul școlar aferent. Și prin urmare, cred că e de luat în seamă pentru viitor să se voteze cuantumul, să se voteze bugetul estimativ și dacă se rectifică ceva, se modifică doar suma totală acordată pentru anumite categorii în parte, iar bursele să se regleze ca număr între ordonatorul principal de credite și fiecare unitate școlară în parte. Nu trebuie Consiliul Local să întrunească la fiecare modificare de număr de burse și de beneficiari. Prin urmare, îi cer primarului să lase lamentațiile pentru altă dată, să convoace de îndată ședință de Consiliul Local, ca a făcut pentru prostii mai mari ca el ședințe de îndată, dar pentru acest lucru care este absolut necesar, și anume recompensarea unor eforturi ale copiilor, este mai mult decât imperios necesar să facă o ședință de îndată, să voteze modificările respective și poate să gândește să ia în calcul și opoziția, chiar dacă nu vor trece propunerile sale, măcar să nu le ignore. Și procedural să supună la vot și amendamentul colegilor din PSD de majorarea cuantumului fiecarei burse cu 50 de lei.
Trebuie spus că bursele din Bârlad erau până în august, când s-au mai mărit tot la propunerea consilierilor PSD, cele mai mici din țară și au rămas cele mai mici din țară. Nu poți să ai bursă de performanță cât alocația universală pentru copii. Că nu mai e, știu eu, un mod de a recompensa această performanță. E doar așa ca să zici că ai dat ceva. Să nu mai vorbim de bursele de ajutor social de 80 de lei. Acolo ai niște criterii cât se poate de clare. Sunt niște copii în risc de excluziune socială, vulnerabili din punct de vedere social, care pot să părăsească școala din cauza problemelor financiare. Și tu nu poți să te apreci serios să vezi dacă poți să-i mai dai 50 de lei ca să apropii cumva această bursă de o sumă, cum zicea Orban, care salariu confidențial, decent și rezonabil. Haideți și bursele sociale la Bârlad să le facem decente și rezonabile, domnul primar, și să lăsăm vrăjele astea cu cântăreț și cântărețe care vin și deschid Bârladul nu știu cui. Că putem noi bănui cui. Se întâmplă și la discotecile care se organizează, da, păi, la astfel de adunături. Prin urmare, nu e timpul pierdut ca aceste fete să aibă bursele reglementate și îi rog pe consilierii PSD să depună chiar un amendament ca plata să facă retroactiv de la începutul anului școlar, pentru că dă voie legea cu acordul majorității consilierilor să se ia în calcul, e ca la pensii, să nu aud că principiul neretroactivității legii și așa mai departe. Când e vorba de drepturi, orice lege poate să retroactiveze, inclusiv legea penală, dacă e legea cu drepturi bănești. Deci se poate recalcula și se poate acorda de la începutul anului școlar această sumă. Iar argumentul primarului că nu sunt bani și că se cheltuie deja foarte mult, nu ține, pentru că suma de 75.000 de lei, deci doar 750 de milioane de lei, atâta cheltuie primăria Bârlad, în anul 2019-2020, în anul școlar 2019-2020, este infimă. Dacă ne uităm pe lista de investiții din cadrul rectificării, doar pontonul de la Prodana, ca să se plimbe cetățenii votanți ai domnului Boroș, prin rahatul de la Eminescu care se scurge în lacul Prodana, cu bărcuța, cu vâsle sau cu hidrobicicleta, să simtă în urma balbotării mirosul mai intens, doar pontonul care vrea să-l achiziționeze domnul Boroș la Prodana costă 70.000 de lei. Deci cât bursele totale din sistemul de învățământ plătite de către primărie. Este o măgărie fără dreptate. Să nu mai auzim argumente de genul ăsta. Doar amenajarea unui loc de joacă pe strada Constantin Costache costă 1 miliard de lei vechi, 100 de mii de lei. Constantin Costache, ca să știe lumea, de la Tomatescălașul Ardeal, pe la jumătatea străzii, înainte să urce panta foarte abrupt către școala 10, este un post traf. Trafo, de la Ion. Și în spatele lui sunt loc câțiva metri și vrea să facă acolo un loc de joacă de 100 de mii de lei. Eu îi spun domnului Boroș că am făcut și noi la școala 10, am făcut mai sus de cimitir și făceam cu cei de la 416 aceste locuri de joacă, făceam cu cei de la ALA și de la Spații Invers, sub coordonarea domnșoarei Ungureanu. Toate locurile de joacă, după ce achiziționam leagăne și toate jocurile acelea, erau făcute
în regie proprie, de către primăria Bârlad. Nu costa mai nimic. Oamenii erau plătiți, nu aveam manoperă, nu aveam recapitulația de deviză, care se poate ridica până la 20 ceva la sută din valoarea totală. Prin urmare, dacă vrea să paradească niște bani, să facă locuri de joacă între blocuri, că acolo au nevoie copiii de loc de joacă, nu între case, unde numai curtea părinților sau bunicilor are mai mult de 1000 de metri și nu cred că scoate nimeni copilul din curte să se joace în leagănele lui Boroș. Dovadă stau cele două deja existente, unul mai sus de actualul loc de joacă care vrea să-l construiască primarul, chiar în coasta școlii 10, care în afară de copii de la grădiniță nu este folosit mai de nimeni. Și vă spun că trec zilnic pe acolo. Și trece și primarul, dar nu trece prin altă parte, dar n-are loc să vadă. Probabil se uită la gropile din asfalt ca să le ocolească. Gropi care uită să le repare. Deci chestiunea cu banii că nu sunt, nu ține, este o situație rară în administrația, nu bârlădeană, ci națională, ca un oraș ca Bârladul, care are nevoi fel de fel, de la asfalt, rețele de apă până la locuințe sociale și așa mai departe, școli care nu sunt reabilitate și multe, multe alte lucruri, spital și toate cele, să aibă un excedent de 600 de miliarde de lei vechi astăzi. Banii în cont sunt vreo 800 de miliarde de lei vechi, dar vreo 200 și ceva sunt angajați până la sfârșitul anului. Restul sunt considerați excedent și vor fi și la 31 decembrie, chiar dacă pe fișe multe anuale de investiții sunt cumva angajați, plasați, dar nu sunt cheltuiți anul ăsta. Un primar care are un astfel de tezaur și are atâtea nevoi în oraș, nu poate fi decât un primar prost administrator al treburilor publice, pentru că în domeniul public, cine nu are bani, cine are datorii arierate, ăla este un bun primar, pentru că face investiții, pentru că face reparații, pentru că cheltuie banii, nu-i strânge. În domeniul public nu trebuie să ai profit în administrarea bugetelor. Trebuie să fii cel mult pe zero. Dar, de regulă, majoritatea celor gospodari sunt pe un mic deficit, astfel încât și guvernul să sară în ajutor ca să le acopere prin reechilibrări acești bani. Pentru că îi vedeam pe consilierii județeni PNL spunând săptămâna asta că, domnule, dar de ce nu dați și la Bârlad bani prin reechilibrarea de la Consiliul Județean? De asta. Una, nu dă voi legea. Doi, acum două luni de zile, tot Consiliul Județean a dat pentru Liceul Eminescu 500 de mii de lei, adică 5 miliarde de lei vechi, pentru reparații la acoperiș. Domnul Boroș ține banii aia acolo de două luni de zile, așteaptă să vină iarna să nu se mai poată lucra, pretextul fiind că nu are cadastru Liceul Eminescu. Dar ce cadastru trebuie, domnule, pe acoperiș? Scuză-mă că nu-i prima reparație la acoperiș, se tot face de vreo 5 ani de zile. S-a început cu corpul A și acum trebuia, trecându-se de sala de sport, să ajungă la corpul D și la corpul cu internatul și cu celelalte, cu cantina, cu restaurant. Deci, ce cadastru îi trebuie lui domnul Boroș? O fi doar cadastru ca să-l mai facă prietenii Luca, Băca și restul niște bănuți? Sau o fi cadastru prin care domnul Boroș să pună mâna pe gospodăria restă? Îi spun public și cât se poate de ferm, jos labele de pe gospodăria anexă a liceului Eminescu. Este un teren pe care îl are de la începuturi, chiar dacă administrația anterioară sau conducerile liceului de pe vremea de înainte de 1989, doamna Monu poate să știe mai multe, nu și-a făcut treaba să aibă în evidențele cadastrale toate
suprafețele în evidențele contabile există și să rămână fără drept de apel terenul de la gospodăria anexă a liceului, liceului Eminescu. Pentru că evoluția învățământului din România nu o putem ști. Poate la un moment dat acel liceu va trebui să fie transformat din liceu teoretic într-un liceu de meserii sau într-un liceu tehnic și să aibă nevoie de extindere sau mai știu eu ce alte nevoi de suprafețe de teren să aibă. Acele suprafețe trebuie să rămână ale școlilor. Așa cum ne-am opus și la școala 12 sau la liceul pedagogic, când domnul Bâca vrea să facă acolo un punct gospodăresc în curtea școlii, ce om nebun poate să gândească ca primar și ca sfătuitor al primarului să duci tot gunoiul unui cartier în curtea unei unități școlare, unde sunt copiii noștri până la urmă, unde sunt copii și de vârstă preșcolară, pentru că este că în grădinița acolo, dar este și liceul care are teren de sport în preajma acelor prețioase pubele. Deci, o proastă administrare a banului a dus ca bârladul să arate cum arată în continuare, fără nicio schimbare majoră și, evident, cu multe, multe sume de bani în cont nefolosite. Din nefericire, unele din aceste sume provin de la oameni de bine ai orașului care s-au gândit să facă un mare bine cetățenilor municipiului Bârlad, donând aproape, dar nu e o donație, este o direcționare a unor cote defalcate din impozitul pe venit în urma unor tranzacții imobiliare pe care domnul Duluțe le-a avut anul trecut și care a scris negru pe alb la ANAF că direcționează cota X către Consiliul Local Bârlad și o cotă către Consiliul Județean Vaslui. Cota de la Consiliul Local Bârlad era certă încă din vara anului trecut. Toți știam și toți discutam despre ce spital frumos vom face la Bârlad. Din momentul acela, primarul trebuia să treacă la treabă. Pentru că nu mai era o spaimă că nu intră banii. Momentul era când vor intra. N-a făcut niciun efort până în august anul acesta să facă ceea ce trebuia să facă. Adică achiziția publică pentru proiectarea și pentru lucrări, să finalizeze procedurile, că știți prea bine ce înseamnă să faci o licitație în România, nu numai în Bârlad. Să treacă etapele de contestație de toate celelalte, să apuce de treabă, proiectarea putea fi făcută fără probleme, iar pentru execuția de lucrări se putea face un contract cu clauză suspensivă în care spuneai când intră banii din sursa cutare, îți dau ordinul de începere. Și în august se puteau apuca de treabă și să facă spitalul până la finalul anului, astfel încât se poată cheltui banii. N-au făcut nimic, nici măcar proiectare n-au putut face. Și iată că în rectificarea de acum câteva zile a retras banii de la proiectare, 7 miliarde de lei vechi, a retras și banii de la construcția corpului nou a spitalului de urgență, 178 de miliarde de lei vechi. De ce? Că nu-i poate cheltui anul acesta. Ce face cu ei? Probabil plătește creditele municipalității. Credite care, conform hotărârii pe care o avem în față, trebuie să sumele respective trebuie să stingă creditele pentru canalizarea Muntem-Podem, da, contractat în 21.11.2014, să stingă cota de cofinanțare de la proiectul de asfaltare a străzilor din Deal 2, din 22.09.2011, să stingă creditul pentru cofinanțarea lucrărilor la Centrul de Afaceri Tutova-Bârlad din martie 2005, să stingă creditele pentru asfaltarea străzilor Tudor Vladimirescu, Islaz și locuințele sociale de pe Grigore Ignat din septembrie 2008 și, evident, creditele pentru cinematograf și
centru de loazir din Bârlad, fosta Baia Comunală. Deci toate aceste credite la un loc sunt 285 de miliarde de lei vechi, adică 28,578 milioane lei noi. Toate sumele acestea au fost de-a lungul vremii contractate foarte, foarte greu de către Municipalitatea Bârlădeană. Au fost credite care s-au făcut în urma unor licitații repetate de 2-3 ori, pentru că nu veneau băncile să crediteze unitățile administrative. De cele mai multe ori, CEF-ul a fost singura bancă creditoare. Sunt credite luate cu aprobarea și cu garantarea fondului de garantare de la Ministerul de Finanțe, deci cu garanții ale statului. Sunt foarte greu obținute, pentru că stăteam câte jumătate de an până când se întrunea comisia de la minister să dea aceste avize. Iar domnul Boroș, în înțelepciunea sa, crede că e bine să le stingă acum. Credite care erau pe 20 de ani, se plăteau singure aproape, pentru că una era situația când le-am contractat în 2005, 2008, 2011 și alta este astăzi, și ca nivel de venituri, și ca nivel de PIB al țării, dar și ca nivel de buget al orașului. Dacă vrea să facă pe Ceaușescu, putea să scrie o carte sau să zică cum ar face el, dar chiar să treacă și la fapte, lucrul ăsta deja este dincolo de putința oricărui om de înțelegere. Dacă un primar din țara asta ar avea banii aceștia la dispoziție, ar face ceva în următoarele 6 luni de zile. N-ar plăti credite. Dar dacă domnul primar altă treabă n-are, să le plătească și să-i urăm succes. Totuși o întrebare de final, așa. Din toate creditele acestea, care vedem se ridică la o sumă impresionantă și care reprezintă lucrări făcute în municipiul Bârlad, doar ceea ce mai e de plătit la centrul de afaceri Tutova și la la străzile din Deal 2, cartier, complex școlar, bariera Puiești, sunt 5.132 milioane lei, deci 51 de miliarde de lei vechi, rest de plată, probabil sumele erau mai mari, mai ales când n-a tras de la străzile din Deal, n-a mai tras vreo 40 de miliarde. Deci era cota de cofinanțare a municipalității, care oriunde, în orice proiect, se acoperă prin astfel de credite garantate de către stat. Deci dacă cota de cofinanțare de 2%, domnul primar, reprezintă 52 de miliarde, cât reprezintă sumele atrase din fonduri europene? Ca să nu mai spui că ai scris cu mâna ta acum lucrurile astea, să nu mai spui că PSD-ul n-a atras fonduri europene la Bârlad. Am atras mai multe ca mata. Și apropo de atragerea fondurilor europene, implementarea unui proiect european nu înseamnă că ai fost până la Piatra Neamț și ai semnat un contract, ci trebuie efectiv să lucrezi la implementarea sa, să fii cel care semnează ordonanțări de plată și ordine de plată. Cum îți iei tu cota de 25% spor la salar când implementezi fonduri europene? Care sunt fondurile europene pe care le-ai implementat anul ăsta și anul trecut de ți-ai dat 25%? Iar lucrul ăsta va trebui să fie lămurit și de Curtea de Conturi, pentru că sunt salarii pe care domnul Boroș le-a încasat nejustificat. Este inadmisibil ca un primar care are pixul în mână să nu facă nimic, să atragă fonduri europene și să-și dea lui bani. Eforturile firmei de consultanță nu sunt eforturile matale, domnul primar. Sunt ale firmei de consultanță. Iar faptul că ai contractat lucrările cu ei este altceva, nu este implementare fonduri europene. Deci aveți o problemă de lămurit voi ziariștii și cu salariul domnului primar, care, după câte știu eu, trebuie să fie 7 ori salariul minim.
7 ori salariul minim, se duce undeva la cât facem acum? Că avem calculator. 2080, da? Egal 14560. El are declarat salariul cu 25% mai mare, fără să facă nimic în sensul acesta. Evident că toate sumele astea se restrâng și la subordonați. Și vor trebui să dea seamă cu toții. Dacă mai sunt întrebări, vă rog. Dacă nu, să îi urăm succesul cuvenit domnului Orban, să n-aibă guvernul astăzi, ca să nu treacă guvernul. Mulțumim.